Să vedem mai întâi titlurile zilei. Puțin peste jumătate dintre elevii gorjeni au luat examenul maturității. Canicul a pus stăpânire pe Oltenia. Monument istoric demolat fără autorizație. Asta dimineață s-au afișat rezultatele examenului de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2015. Pe primul loc, ca promovabilitate, se află județul Vâlcea, unde 65,22% dintre elevii de clasa 12 -a au reușit să ia examenul maturității. Doljul se află pe locul 2, cu o promovabilitate de 60,48%, în timp ce la nivelul județului Gorj, 53,5% din totalul elevilor înscriși au luat note de trecere. În Olt s-a înregistrat o promovabilitate de 57,1%, iar în Mehedinți, 51,9% dintre candidați au luat examenul. Puțin peste jumătate dintre elevii gorjeni au luat examenul maturității. Acest lucru plasează județul sub media națională de promovabilitate, care este de 66,4%. Există totuși și vești bune. La Colegiul Național de Caterina Teodoroiu din Târgu Jiu, promovabilitatea este de 100%. Județul Gorj are un procent redus de promovabilitate la prima sesiune a examenului de bacalaureat, respectiv de 53,5% înainte de depunerea contestațiilor. Reprezentanții inspectoratului școlar au declarat că pentru promoția curentă, promovabilitatea este de peste 60%, dar elevii din seriile anterioare au tras în jos rezultatul general. În cazul celor care au luat mai mult de 5, dar nu 6, cât este necesar pentru promovarea bacalaureatului, situația se poate modifica după ce se depun peste 260 de elevi se află în această situație. La celălalt pol, doar doi elevi din Goj au reușit să obțină media 10. Unul este de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, iar celălalt de la Colegiul Național George Coșbuc din Motru. Pe lângă faptul că se mândrește cu un elev de 10, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu este singurul din județ cu o promovabilitate de 100%. Directorul Unității de Învățământ, Gheorghe Nichifor, a spus că rezultatul s-a obținut în urma unei muncă permanente, atât din partea elevilor, cât și a profesorilor. De altfel, la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, peste 80% dintre absolvenți au obținut medii de peste 9 la bacalaureat. Canicula a pus stăpânire pe Oltenia. Primăria în Târgu Jiu a luat măsuri anticanicul atât pentru cetățeni cât și pentru angajații care lucrează în aer liber. Astfel, oamenii pot merge la cluburile vârstei a treia din strada Olteniței și Miorița, dar și la centrul Magnolia, unde se pot adăposti în spații răcoroase și pot primi apă rece. În intervalul 12-15, la clubul vârstei a treia, Crucea Roșie va asigura asistență medicală pentru cei care au nevoie de îngrijiri. Totodată, cele 120 de cișmele și pompe stradale sunt funcționale și sunt la dispoziția cetățenilor, aflăm din Gazeta de Sud. Și autoritățile din Olt încearcă să preîntâmpine consecințele caniculei. În această perioadă, aproape toate farmaciile din Slatina, dar și altele din județ s-au constituit în puncte de prim-ajutor pentru persoanele aflate în dificultate, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta 9. Oltenii afectați de caniculă pot merge în farmacii, unde vor primi apă și ajutor medical, dacă va fi nevoie. Cei mai afectați de căldură sunt cardiacii, pentru care expunerea excesivă la temperaturi ridicate poate fi fatală. Medicii trag un semnal de alarmă și le reamintesc cetățenilor să nu circule la orele prânzului, să facă pauze cât mai dese în locuri răcoroase și să consume cât mai multe lichide pentru a preveni deshidratarea. Și pentru că vorbim de caniculă, unde altundeva ne putem răcori, dacă nu la strand. Gorjenii știu mai bine asta, întrucât au luat cu asalt strandurile și piscinele din Târgu Jiu. Aceștia pot face baie liniștiți, pentru că și Direcția de Sănătate Publică a trecut pe acolo. Reprezentanții instituției spun că la nivelul județului Gorj sunt autorizate 18 stranduri și piscine. Apa din bazinele de înot este monitorizată în permanență de specialiștii DSP Gorj, iar până în prezent nu au fost constatate nereguli. Aflăm din Gazeta de Sud. Demolare cu cântec în comuna Gorjană Bărbătești. Un monument istoric a fost dărâmat fără a exista o autorizație în acest sens. Este vorba despre Casa Costică Bărbătescu, aflată pe lista monumentelor istorice din România. Inspectoratul de poliție al județului Gorja anchetează modul în care a fost demolată Casa Costică Bărbătescu. Demolarea a fost făcută fără aprobare din partea primăriei, iar autoritățile nu știu cine a dărâmat imobilul care are mai mulți proprietari. Nu există vreun aviz pentru demolarea casei. Am mers la fața locului și s-a făcut constatarea. Apoi am anulat autorizațiile de construcție care au fost date în apropierea monumentului pentru că, fiind o zonă de protecție, trebuia să se obțină un aviz de la Ministerul Culturii. Se va face un raport cu privire la cele întâmplate. Nu pot să spun cine a demolat. Ar fi trebuit să obțină o autorizație de demolare, dar nu există așa ceva însă mai întâi trebuia obținută declasarea de pe lista monumentelor istorice și nu există așa ceva, a declarat pentru Gazeta de Sud Pompiliu Ciola cu directorul Direcției de Cultură Gorj. Casa demolată a fost construită între anii 1848-1850. Pompierii profesioniști din OLT intră mâine în concurs. Vorbim despre un concurs prin care ei își perfecționează aptitudinile necesare în situații de urgență. Printre probele la care echipajele participante își vor demonstra abilitățile se numără scara de fereastră, dar și pista cu obstacole pe 100 de metri. Concursurile serviciilor profesioniste pentru situații de urgență se organizează în fiecare an. Mâine acesta va începe la ora 8 la sediul ISU OLT și va continua de la ora 9 la stadionul 1 mai din Slatina. Toate echipele vor primi cupe, diplome și premii din partea Asociației Sportive Pompierul OLT. Știrile regionale se încheie aici. Sunt la Lucas Cuianu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine de la ora 18. Rămâneți pe LGTV.